Ce asta nu sta pe scaun, se pot scrie elegant. Ce funcție. Hai, ce vine, mă bucur tare mult. Dacă nu vineți, cred că nu știu ce făceam. Numai cu moșul ăsta nu putem să stăm toată seara împreună. Ne-am săturat de atâtea povești câte am povestit de când suntem. Am doar bine știți de atâta vreme. Dar păi doar îți dai seama că ne mai repetăm. Ne mai repetăm. Dar păi ne repetăm, dar doar de la un timp de mai sat. Păi ce ați mai făcut în iarna asta? Spuneți în care ce ați lucrat? Că nu ne-am văzut tare de mult. Ce ai lucrat, Venuța? Uite, acum îmi fac o țâjelână. Dar ce îi face cu lână? Ce aș putea să fac? O vestă faină. Vrei să te măriți, mă? Baxa. Fiecare facem, sigur că da. Uite, unile cost, altele Vasiliț la cosele. Fete Vasiliță, doamna, cred că are lângă dânsa o fetiță foarte bine. Da, ia spuneți-mi voi, oare Ileana Florii din Gheal, de ce nu a venit la șezătorie? Oh, nu a venit, că doar m-am întâlnit eu cu ea, am fost cu la ea și-a pus război, are fată de măritat. Dar păi și-o mărită cu dofior. Tare de gază, de aia. Dar cu a cui și-o mărită fata? Cu de-a găzdacii, să zice. Că știi, tu vrei să-și găiești războiul, că n-aibă povești. Da? Da. Ce vrea să-i facă la fata? Ceva pânzare. Să-și facă zestre. Că, doamne, gândești că nu mai de zestre acum. Nu le mai arde de zestre. Acum nu mai pot porunci la tineri. Dacă îi place, se duce cu piciorul și facă zestre cât trăiesc. Bine, ziceți. Da, și noi le-am făcut. Și apoi bogăția nu face bucurie. Liniștea casă îi face fericirea. Sigur că da. Că bine zice. La căsuță lingă vale, dragă Ileana, fac fetile șezătoare, dragă Ileana. La căsuță lingă vale, dragă Ileana, fac fetile șezătoare, dragă Ileana. Dragă-ți și da și nu și cum și ca și până amunt, dă-i nu. Dragă-ți și da și nu și cum și ca și până amunt, dă-i nu. O, doamne, cam așa era înșezător, dragile mele. Cântam. O, dacă v-aș povesti cât eu fost de când e lume în toate șezătorile. Astea tânere, cred că nici nu ne mai cred. Povestiți-ne că suntem curioase. Sunteți curioase cu adevărat, Ilea? Păi ce să povestesc? Doar vineam în șezătoare, de ce credeți că ne adunam în șezătoare? Să ne întâlnim cu ficiorii, că abia așteptam să-i vedem. Abia așteptam să ne găsim în prieteni. Îndrăguți. Mai de mult așa era. Și întâlneau fetile cu feciorii numai în șezătoare și la joc, adevărat, Lenuță? Așa, și dacă nu vineau feciorii, dădeam cu ciurul. Așa, dădeam cu ciurul. Știe care va să dea cu ciurul? De aici a venit vorba, dă cu ciurul după tine. Era un ciur pe aici. Luam ciurul și îl dădeam de la una la alta și zicea, ia, vine de la mine, ia dracul, ia.